Suntem codași la alimentația sănătoasă. Un studiu arată că țara noastră este depășită din acest punct de vedere de țări cu economii mai puțin prospere. La polul opus se află Spania, care este considerată cea mai sănătoasă țară din lume în anul 2019. O alimentație sănătoasă ar trebui să îndeplinească câteva condiții, și anume să cuprindă toate principiile alimentare în proporțiile optime, adică este vorba de glucide, proteine, lipide, dar și aportul din exterior de minerale și săruri minerale și vitamine. În al doilea rând, înseamnă respectarea unui orar, 3 mese principale și 2 gustări. Micul dejun să fie mult mai consistent, mai ales pentru aceia care urmează să efectueze prin serviciu sau în mod particular o activitate fizică sau intelectuală. Prânzul pe locul al doilea, cina mai deloc, zice că cina s-o dai dușmanilor. Și mehedințenii recunosc că pun pe masă și alimente nesănătoase. Totul depinde de buget. Cu toate acestea, medicii ne recomandă să evităm grăsimile și dulciurile. Iar când vine vorba despre modul de preparare al alimentelor, este recomandat să nu facem exces de alimente prăjite. Acest mod de preparare al alimentelor crește potențialul cancerigen. Cumpărați sau sunt alimentele voastre? Din grădină proprie, da. Și aveți o alimentație, înțeleg, bazată pe legume și fructe. Da, fructe. La vârsta asta mă gândesc și la cele sănătoase, mai ales că avem copii și nepoți. Mergeți pe o alimentație bazată mai mult pe fructe și legume? Nu neapărat. Cred că e bine să mâncăm din fiecare câte ceva. Dar important este să mâncăm. Și poate că alții nu simt nevoia, dar eu simt nevoia să mănânc fructe și legume. Pui ce ai. Dacă n-ai, nu pui. Așa. De exemplu, mai ales acum încep să mai iese prospături, ăștia, mai e o salată verde, o ceapă verde, și să, așa. Și restul, o fasole, care asta e mâncarea românului, o varză, așa, la salată, la ăștia, și rest. Deci, în principiu, alimente sănătoase. Cartoful, da, cartoful, iar bio din ăștia, da. Păi eu aș alege sănătoasă, dar vedeți că mai alegem după cum ne ține și buzunarul, că oricare ar vrea să mănânce sănătoasă. Da. Aveți o alimentație bazată pe legume mai mult sau pe carne? E, și legume, dar mai mult carne. Alegeți să puneți pe masă produse sănătoase, fructe, legume sau mai mult carne? În general de toate, se vede. Ia puneți aparatul aici. Deci o masă cât mai bogată. Burtă, da. De toate. Burtă, fructe multe, carne peste carne. Să aveți masa încărcată, înțeleg. Păi să face pentru mâine lăsatul postului și dăm de pomană. Vinerea și miercurea e lege, sunt post. În doar câteva zile va începe postul Paștelui, motiv pentru care oamenii trebuie să renunțe la mare parte din obiceiurile alimentare nesănătoase. Perioada postului este o perioadă mai lungă și cu un post mai aspru, neavând decât 2 dezlegări, spre exemplu la pește, data de 25 martie de Buna Vestire și în Duminica Floriilor. De asemenea, un alt aspect important al postului este că el trebuie însoțit, asociat cu rugăciunea. Spuneau Sfinții Părinți că un post fără rugăciune e un post al demonilor. Pentru că și demonii, prin natura lor necorporală, nu consumă alimente, nu mănâncă, postesc, dar nu se roagă niciodată. Așa că, pentru a putea împlini cu adevărat scopul postului, este nu numai acela de a ține post de alimente, ci și post de fapte rele, post de tot ceea ce înseamnă lucru rău. Nu ar trebui să mâncăm zilnic carne, deci să abunde legumele, fructele, vegetalele. Da, este foarte bun. Mai ales, e adevărat că majoritatea persoanelor țin post, mai ales înainte de principalele noastre sărbători, Paști, Crăciun, dar pentru toată populația ar fi benefic, măcar 2-3 zile pe săptămână să nu consume carne. Spre deosebire de postul Crăciunului, care este mai blând și are mai multe dezlegări la pește, postul Paștelui este mult mai aspru. Zilele în care se dă dezlegare la pește sunt Buna Vestire și intrarea Domnului în Ierusalim, adică Floriile. Este important de știut și faptul că postul presupune și abținerea de la băuturile alcoolice. În credința ortodoxă, beția este un păcat.